Pui o moțiune de cenzură, trebuie să vii cu ceva în loc, să vii cu un program, cu un proiect pe care să-l prezinți cetățenilor României. În această moțiune de cenzură am văzut superficialitate, jigniri, ceea ce demonstrează că nu a fost tratată cu seriozitate. Eu cred că acest mod de lucru trebuie să înceteze dacă într-adevăr tratăm cu seriozitate acest lucru. Eu știu că democrația presupune ca opoziția să poată utiliza acest instrument, dar în momentul în care depui o moțiune de cenzură, în primul rând te convingi pe ceilalți că ceea ce scrie acolo este real, nu vii cu informații care nu sunt conforme cu realitatea și trebuie să te gândești că dacă această moțiune într-adevăr trece, trebuie să ai o alternativă. Trebuie să vii cu un prim-ministru, să vii cu un guvern pe care vrei să-l formezi. 15 ministere am văzut, dar nu ne-a spus cum s-au gândit la 15, de ce nu 17, de ce nu 13. Deci este clar că nu a fost tratată cu foarte multă seriozitate. Vă întărește acest rezultat poziția în interiorul Partidului Social-Democrat în vederea Congresului la care a spus că veți candida? Nu știu dacă acest lucru îmi întărește poziția, dar îmi întărește convingerea că suntem o alianță puternică, că toți colegii am acționat unitar și că am depășit această moțiune prin aportul fiecărui coleg. Mie mă întărește încrederea în colegii de alianță, în colegii mei din Partidul Social Democrat. Dar șapte voturi în susținerea guvernului, de ce au ales socialdemocrații și cei de la ALDE să stea în bănci și să nu participe la acest vot? Așa s-a hotărât, am respectat dorința colegilor mei. N-ați avut încredere? Nu am totdeauna încredere în colegii mei. Nu este dovada unei neîncrederi. Așa au hotărât colegii și le-am respectat punctul de vedere. Domnule Dâncilă, ați spus în timpul dezbaterii pe moțiunea de cenzură că ați înțeles mesajul transmis la vot și ați văzut care au fost greșelile și nu le veți repeta. Ce ați înțeles și care au fost greșelile pe care le-ați văzut? În primul rând că am vorbit foarte mult de justiție, și nu am vorbit mai mult despre lucrurile pe care le-am făcut pentru cetățenii din România. Am înțeles faptul că acest subiect a fost un subiect pe care noi l-am adus în spațiu public și pe care opoziția l-a utilizat foarte mult împotriva noastră. Așa cum am spus și în cadrul discursului pe care l-am avut în Parlament la această moțiune, acest guvern nu a modificat nici codul penal, nici codul de procedură penală, așa cum a făcut guvernul Cioloș în 2016. Totuși, această dezinformare, aceste atacuri la nivelul guvernului au fost foarte vehemente și poate noi nu am procedat foarte bine în a arăta că nu este conform cu realitatea. Am înțeles că trebuie să ne pliem pe ceea ce vor cetățenii și trebuie să ne întoarcem la mesajul din 2016, mesaj care ne-a adus un val de încredere, așa cum știți, de 46%. Desfințarea secției speciale, ce părere aveți, doamna premier, despre desfințarea secției speciale? Am spus că nu vorbesc despre justiție și că nu vreau să intervin în justiție. Dar deci, justiție, Ana Tircea, ați avut o discuție referitoare la secția pentru investigare? Nu, am avut o discuție cu doamna ministru și am spus că vreau ca nici o entitate, nici un ministru din guvern să nu facă referire sau să intervină în justiție, să nu încerce sub nicio formă să mai aducă justiția în curtea guvernului. Informații pe surse că ar fi fost și o mică divergență între dumneavoastră și ministrul justiției. Eu v-am spus legat de acest aspect pentru că nu vreau nici ministrul justiției și nici altcineva să mai intervină în actul de justiție. Suntem un guvern politic. Orice lucru, orice decizia noastră, orice afirmație, chiar dacă este a Guvernului României, va fi interpretată politic și nu vreau ca alianța PSD-ALDE să deconteze o eventuală greșeală. Procurorul General al Statelor Unite, ați avut o întâlnire și a spus că veți continua reforma justiției. Am avut o discuție și am spus care este modul de abordare al Guvernului și faptul că Guvernul României nu va
interveni în justiție, își dorește o justiție independentă, dar în același timp își dorește și respectarea drepturilor cetățenilor. Acest lucru l-am spus de fiecare dată și acest lucru l-am spus și procurorului general al Statelor Unite. Referitor la Republica Moldova, doamna Dăncilă, referitor la Republica...